Salut, salut, prieteni! Salutare, națiune! Prima persoană văd. Da, e vesel, fraților, la noi. În baza de odihnă Moldova. Salut, 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 salut. 19 persoane. 26, it's ok. Super. Da. Bine, băieți. Strecem. Salut, Maria. Salut, Valera. Andrei. Salut la toată lumea bună. Salut, Leo. Salut la toți. O, Sergio. Eu sunt la Chișinău. Felicitări. Eu nu sunt la Chișinău. Nici nu mă pricălește Chișinău. Credeți-mă, după Roma, New York, Moscova, București, chiar deloc nu mă pricălește. Da, e oraș frumos. Tipa. Sau a fost frumos. Mă duc eu odată în săptămână la Chișinău și mai duc mere la clienți. Din ce am și de ce n-am. Ok, băieți. Sincer să fiu, nu puteam să nu ies azi în live, măcar că sunt foarte obosit, sincer vă spun. Foarte mult de lucru la țară, de mult, mult de lucru și degeaba. Așa e. Înțelegeți? Faceți reposturi, puneți like-uri. N-am de gând să critic pe nimeni, credeți-mă, n-are rost. Atâta timp cât ai cumpărat vaca, n-are rost să o ușiți cu șomagul că să-ți dea mai mult lapte. De dacă am să critic eu pasul sau nu știu pe cine, n-are nicio importanță. Noi deja i-am ales. Ei pur și simplu trebuie să apuce de lucru. Dar de ce am hotărât să ies în live? Am să vă spun. Am văzut conferința de presă azi la 101. Când mai fumez o țigară, mai fac timp liber, mai așez, mă mut și mai scriu pe Facebook, fiindcă vreau să fiu totuși la curent cu ceea ce se întâmplă în Moldova. Fiindcă eu totuși acum sunt în Moldova, și voi știți foarte bine că eu nu am din gând să plec, deci eu vreau să știu unde mă aflu. Măcar că pentru viitorii 2 ani, mimi tot la cine o să fie la guvernarea Moldovei, fiindcă eu atâtea am de făcut care nu depinde de nici absolut. Absolut nu depinde de nici. Ei nu pot să fac nimic pentru mine. Cum nu a făcut nimeni toată viața pentru mine nimic, în afară de părinții mei. Absolut. Deci scopul life-ului este cu totul altul. Altul. Deci, eu văd cum pe noi încearcă să ne bagi în ceață, pe toți. Salut, Andrei. Scopul este unul. Asta se numesc petarde, băieți. Deci, asta sunt petarde, adică să ne sustragă atenția ca băieții buni, flăcăii buni, fetele bune și așa mai departe, să-și facă interesele. Înțelegeți, nu? Deci, eu personal, ca om care înțeleg ce înseamnă stat și cum funcționează statul, deci eu mi-am notat niște puncte ce se întâmplă, deci sigur că mie îmi cad plombele când mă uit la ideile, la creativismul oamenilor pe care noi cu toții i-am adus la putere, că au așa un creativism. Că fix ca copiii cei care deseană pe pereți când sunt mici, deseană boile. Abia că cam așa comportament au flăcăi care cum sunt la putere. Și voi să înțelegeți ce eu spun lucrurile astea. Mai întâi vreau să încep cu cel mai important. Voi știți atitudinea mea față de Stoianoglu. Voi știți în ce bătaie de joc eu l-am criticat pe omul ăsta. În perioada când era foarte riscant să-l critic. Acum pe Stoianoglu critic toți. Fiindcă deja au venit alți oameni la putere și nu mai au frică nimeni de dânsul. Eu îl criticam pe Stoianoglu când putem să am mari surprize din partea lor. Vă știți, înainte de prezidențiale și așa mai departe. Acum, eu, sincer să fiu, pentru ce să-l critic pe Stoianoglu? Cine este Stoianoglu? Haideți să clarificăm un lucru. Simplu. Ce înseamnă birca asta de procuror general? Ca să înțelegem noi, deci, pentru ce se dă lupta? Băieți, vreau încă o dată și pentru totdeauna, și am să fac asta întotdeauna și am să repet.
Fraților, Stoianoglu este un simplu manager. Sau să spunem așa, un manager șef. Cum, de exemplu, Gavriliță este un manager șef, начальник, un fel de начальник отдела a guvernului. Maia Sandu este un manager. Maia Sandu nu este nici icoană, nici mama noastră, nici Sfânta Maria, nici Mesia. Maia Sandu este o simplă doamnă care, la momentul actual, este președintele Republicii Moldova și funcția ei este o funcție de manager. Asta nu este regele Moldovei sau împărăteasa Moldovei sau bădișahul Moldovei. Este președintele Moldovei care este fața acestei țări, care merge la fel de întâlniri internaționale și mai calcă din când în când prin străchi. Da, ei ne prezint foarte bine, dar câteodată mai calcă și prin străchi. De exemplu, cum la summit-ul acum cu Crimea. Deci, eu nu înțeleg. Deci, ca tare, un președinte țară trebuie să fie diplomatic. Băi, de ce voi nu luați exemplu de la cum se comportă conducerea Israelului? Voi ați auzit vreodată conducerea Israelului să iei poziția cuiva? Păi, ce te interesează pe tine poziția altui stat? Tu e poziția statului tău. Tu fă ca statul tău să meargă bine. Deși tu te bagi pastăiana în nepaneci și în fel de fel de variante ca să creezi și așa probleme în plus acestui stat. Cui trebuie excursia asta la Ucraine? Ce să arăți tu? Să iei poziția Ucrainei în război cu rușii, să bat doi frați și tu vrei ce să faci? Să iei poziția la unul? Băi, eu să-mi merez sau mai târziu să-mi pași, țineți minte cuvintele mele. Așa cum au murit zeci sau câte mii de oameni, acolo iau să-mi pace până la urmă. Băi, ăștia-s frați! Tu pentru ce te bagi acolo? Ca să rezolvi problemele. Dar nu vreau acum să vorbesc de Maia Sandu. Vorbim de Stoianoglu. Băieți, nu schimbă nimic. Nu schimbă nimic. Indiferent pe cine pui acum, procuror general, nu o să schimbi nimic. Și vă spun de ce. Eu am început să critic partidul PAS când am văzut listele pentru parlamentari. Și voi să înțelegeți acum care e gândul meu. O să înțelegeți. De ce eu am început să critic atunci PAS când am văzut listele lor? Fiindcă eu știam cu oameni care au mâncat dintre aceeași treucă dar cu linguri diferite, tu nu poți să te dezbaieri de corupție. Atâta timp cât Stoianoglu știe fiecare ciuvac din PAS și caseacuri are și el când vede că aici îl presează, el spune, voi și ați ahirit caie. Eu știu tot despre voi, voi tăți ați fost la treucă, voi ați semnat acte, voi ați fost implicați în miliard, voi ați implicat, a fost implicat în diferite catlete. Și voi vreți pe mine să mă fugăriți? Nu merge catleta. Și nu o să-i fac nimic lui Stoianoglu. Și din punct de vedere legal nu pot să-i fac nimic. Și vă mai spun încă ceva. Câți procurori în Chișinău trăiesc în apartamente? Vă știți că Stoianoglu trăiește în apartament? Asta la capitolul corupției. El nu a uitat, случайно, să nu declare o casă de 0 metri pătrați, de 0 prat, 0 preț, gen Gavriliță. Și o leacă doamna Gavriliță, jim-jim, și pe la urmă ai hotărât să declare casa, nu mai uitați să scrii prețul și câți metri pătrați? Foarte interesant. Cum vreți voi să vă luptați cu corupția când voi ați venit cu o echipă la putere care a fost sub crâșa, sub crâlo, sub aripa lui Filat, și au participat, băieți, nu activ, nu vreau să-mi vinuiesc pe nimeni. Nu-i vorba că au participat activ Grozu, Gavriliță, Maia Sandu, ăsta cum îl cheamă, Andrușa, care a făcut o mare brânză acum că a făcut pagină de Facebook, Andrei Spânu și așa mai departe. Nu-i vorba de asta. Dar ei au fost sub aripa lui Filat. La așa oameni este foarte greu să lupte cu Filat.
Băi, el i-a făcut naționali și oameni, el le-a deschis drumul în politică, el le-a creat condiții ca să trăiască în casă de milioane să nu le declare. Avea Andrușa Spânul la vârsta asta bani? Dar câți copii de vârsta lui au banii care are Andrușa Spânul? Câți? Voi nu v-ați pus întrebarea? Și voi vreți cu oamenii ăștia care au fost implicați absolut 30 de ani în toate. Când a început Maia Sandu cariera? Când a început Gavrilița cariera? Când a început Grosu cariera? Pe vremea lui Voronin. Și voi vreți că să schimbi sistemul și să-l bage la pușcării pe Voronin și pe Dodon? Păi dacă au fost colegi în ministerie. Ia că de atâta eu am, atunci am criticat pasul. Voi vă mirați că deși Revenco îl lasă pe Maxim, Maximus ăsta, cum îl cheamă, Maximilian, Maxi... Cum dracul mai cheamă pe ăsta? În funcție? Păi cum să nu-l lasă, fraților, dacă eu au fost colegi, au mâncat de la șeiași treu cu linguri diferite? Păi cine vreți voi? Pe Gheorghe Petic să-l pui în acealnic sau ce? Și cu voi, fraților? Niciodată să nu-ți fie. De atâta ei, de atâta au făcut ce au făcut. De atâta s-au folosit de situație că tot poporul era împotriva lui Dodon și s-au folosit de asta. Și acum ei sunt într-o situație de pat, patăvă situație în șahmăte, când ei nu știu ce să facă. De ce? Fiindcă orice mișcare îi afectează pe ei, business-urile lor sau rudele lor. Fiindcă dosarii sunt pe toți absolut. Stăianoglu azi la conferința de presă, pur și simplu, așa au fost, leohcăie preduprejdenie cu imunitatea, cu tot. Și încă ceva, dar și așa mare fric scoată imunitatea. Și Stoianoglu a propus să scoată imunitatea numai la pas sau și? El a spus foarte drept. Imunitatea la toți oamenii care sunt la conducere în țară. Dar cât mama dracului, ei au să ciordească și nimeni nu poate să-i spună nimic. Și a spus rău Stoianoglu ăsta. Eu când o văd pe stamati cum ies cu o gură mare, și Stoianoglu, Stoianoglu, Stoianoglu. Doamne stamate, dar cine dracu a organizat concurs care a câștigat Stoianoglu? Cine? Dar ne ta ca jurist, nu știi că legea nu poate fi retroactivă. Tu nu știi că indiferent ce lege îi se face acum, tu lui Stoianoglu nu poți să-i faci nimic până el nu-și duce mandatul până la capăt. Și îți pare, cu presul ăsta, cum l-a scos atunci, pe Harunjă, să cum dracu îl cheamă procuror și altfel. O să scoateți procuror, băi, Stoianoglu găgăuz. Asta o piortă e ca dracu. Asta un pas năsdăie înapoi. Și mai ales că nu are așa mare caseacuri. Da. Cel mai interesant. Că el nu are așa mare caseacuri. Dar și dar. Încă mai interesant este. Că el într-adevăr este unul dintre cei mai buni profesioniști în Moldova. Asta eu vă spun sigur. Uitați-vă la cariera lui de unde a început el. El a început de pe teren, băieți. De jos. El a trecut toate etapele. Toate etapele în viață. Nu! Nu ca alții care au fost fata tatii și o leacă de avocat, au intrat oși în udașină în politică și nu oși nu-i udașnă în partid și babah ministru și babah deputat. Amazgov tanietul. De așa și-au organizat concursul. Așa că, fraților, luați chiorul de pe gaz. Lăsați-l pe Stoianoglu în pași. Că aveți o grămadă de neamuri de procurori și Andrei Spânul are unchi procurori. Ștef, puneți-i pe voștri la lucru. Lasă-i să deschidă dosare, să-l bagi pe filat la pușcărie. Știți că n-am să am eu încredere în pas? Vă spun eu, când eu am să mă întorc cu fața la pas, când pas o să pledeze ca filat să întoarcă la pușcărie. Iar că atunci eu am să am încredere în pas. Atâta timp cât pasă-i bagă pe tăs la pușcărie, puteți iese Maia Sandu cu lista, dar și de când președintele țării are rolul de judecător. Să hotărască și trebuie să nimerească la pușcărie, cine să nu nimerească la pușcărie. Băi, madam, tu ca președinte de țară poți să-i spui în anumite cazuri când un om nevinovat într-adevăr a nimerit la pușcărie, dar nici într-un caz tu n-ai drept ca președinte de țară să dă recomandări procurorului general sau oricărui procuror să bage pe cineva la pușcărie. Tu n-ai dreptul ăsta. Ce exemplu ești tu? Tu îți încalci toate drepturile. Tu depășești obligațiile, depășești drepturile. N-ai niciun drept.
Păi și felul de stat ăsta civilizat, democrat, european, crem noi, ce fel de stat dacă președintele iese pe la televizoare? Băi, tu poți în privat să-i spui lui Stamate acolo un pahar de Coca-Cola și nu să-l bagi la pușcărie și așa, sau lui Spânul. Băi, dar nu poți să ieși tu în public să dai cu recomandări și trebuie să nimerească la pușcărie. N-ai dreptul. N-ai dreptul. Nu ai dreptul. Președintele de țară are alte obligații. Voi ați ales, sunt neamuri de voastre. Trebuie atunci să ieșiți, când de vremea lui Filat, să furau banii, să făceau muci. Și nu ești atunci Grosu, Stamati, Maia Sandu, Gavriliță, să strigi în gura mare, wow, să jăfuiesc banii, wow, să faci nu știu și. Bogdan Kosovan, da. Doamne Dumnezeule, mergem mai departe. Cu soi nu cred că s-a înțeles. Și acum mergem pe rând. Nimerencu. Nu, că eu, că madame Nimerencu, asta face, că, din, că are, face parte din, vorbește mult și degeaba, ce ai făcut procurorul, ce pedepse a dat până acum. Zinaida Mocanu, procurorul general, el nu poate să dăie pedepse. Judecătorii dau pedepse, niciun procuror nu dă pedepse. Îi fac dosarul și îl trimit în judecată. Luați manualul și studiați tema înainte de a scrie comentarii. Niciun procuror, judecătorul de final, pune în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin, 10 ani de pușcărie. Mergem mai departe. Când Nimerencu e nerâbă nimeasă, asta e fapt. Asta nici nu zic, e plină de mine să vorbesc, nu-ți convine, poate. Ok, mergem mai departe. Băi, fraților, spuneți-mi, vă rog, și mie. Băi, aici din PAS, ministrul sănătății, voi sunteți sănătoși la cap? Băi, cum puteți voi spuneți pedagogii, cadrele didactice, mai corect spus, asta înseamnă și grădinții de copii și facultăți și mai departe. Se dea de două ori pe lună testul care costă bani. Voi nu vă gândiți că voi puteți să fiți dați în judecată pentru așa ceva? Băi, fraților, voi ați venit la putere ca să ne complicați nouă viața? Sau să ne-o faceți mai ușoară? Că eu, unica întrebare care am eu la toată bratfaua asta din PAS. Voi la putere ați venit în Moldova ca să faceți vremuri bune, într-adevăr, să schimbați o leacă viața să fie mai bună? Sau să ne faceți ca îndioște și moșneșe și babile de 70 de ani să șeie poșeta și să o rupă în Europa? Mie asta mi-e interesant. Cum poți tu să pui un pedagog care vă știți ce salari are, vă știți cât costă testul la COVID, două ori pe lună să dăie testul la COVID din bani, din bani proprii? Asta și? Asta de unde ați luat-o? Mi-e interesant așa ceva în lume. Mai există undeva sau asta numai Moldova? Păi, frasor, voi și cu voi. Voi asta e tot creativitatea la care voi sunteți în stare sau cum? Băi, voi, la voi, orice zi care trece, voi scoateți numai păsărele. Dacă până la alegeri voi ați spus că 2000 de lei vor primi toți, acum este Gavrilit și spune care o să aibă staj. Dar fraza asta putea să fie la alegeri prelungită. 2000 de lei pensii lunare pentru persoanele care au să aibă staj. Adică cum dracu, la alegeri la voi fraza s-a rupt în două? Adică numai jumătate de frază, pe urmă voi ați făcut calcule, ați luat calculatorul, că vă știți numărați măcar, din cât înțeleg eu. Și când ați văzut că eu vă spuneam încă vouă la alegeri despre bani e vorba, că e simplu de calculat, e vorba de 350.000 de oameni. E simplu de calculat despre ce bani e vorba. Și când ați văzut acum că o dați în bară, că și americanii și europenii au problemele lor acum cu pandemia și lor acum nu li-i de voi, ca să vă sponsorizez să vă dăi capustă,
Înțelegeți? E ca cineva scrie în Italia testul la COVID gratis. Dar citiți, dragii mei, informația. Asta nu eu am pridumăit-o, băieți. Eu nu pridumăiesc ziua. Nu gândesc fantezii și vă spun vă o sară. Vă citiți informația. Înțelegeți? Tot Facebook-ul e plin despre asta. Înțelegeți? Mai departe. Grosul și limba română. Bine, la Renato Usatăi eu mă așteptam. Că el e cu limba moldovnească, Belțu vorbește limba rusă, m-am convins asta la Kaufland. Paneatnă, acolo e pur interes politic. E clar, deși Renato Usată numește limba moldovnească, limba română moldovnească. Băi, fraților, dar Igor Grosu, care este un om care pretinde că este om cu carte, om cu cultură, care pretinde, chiar să spui tu păsărica asta camuță, nu ți-i de asta? Băi, fraților, hai să vă explic încă o dată ce a fost cu limba română. Vă explic eu. Vă explic simplu, ca să înțelegeți. De unde s-a luat limba română? Când s-au unit românii și așa mai departe. Eu vă explic așa de simplu, că voi nici nu vă dați seama. Băi, fraților, cândva Samsung-ul s-a numit Gold Star, dacă voi nu sunteți la curent. Firma Samsung se numește Gold Star. Limba română. Asta a fost un rebranding. Când s-a luat decizia, toți care trăiesc pe actual teritoriul României, și moldoveni, și ardeleni, și toți absolut și olteni, au să vorbească o limbă. Limba română. Că era, vorbeau cu moldovenești, moldovenii, chiar era diferența. Și acum este diferența când duci în Oltenia sau te duci în Ardeal, când te duci în Moldova, toți vorbesc diferit. Băi, s-a luat o decizie. De azi înainte limba se vorbește în română. Gata! Gata, nu contează că primii au fost moldoveni și apoi au apărut românii. Băi, asta nu contează. S-a schimbat eticheta la televizor. Era Gold Star, acum e Samsung. Cu asta strână toate discuțiile. Că la tine televizorul vechi în care scrie Gold Star, oricum firma mamă se numește Samsung. Acum, s-a terminat. Și atâta discuții, fraților. Și atâta discuții, când e aceeași limbă, aceeași gramatică. Plus, nicăieri în lume nu există. Uitați-vă, de translatoare. Este vreun translator din limba engleză în limba moldovnească? Și cu discuția asta nu înțeleg. Luați-o la toată legea asta și trăsiți-o în parlament și numiți limba cum este și s-o termina discuții și ne-am întors. Coi nu-i place tu că să vorbească limba în derevnea lui cum vrea. Limba dondușănească, înțelegi? Sau unghenească. Nici o problemă. Eu rămân cu gura cascată. Băi, până ați câștigat alegeri, gata. Și cu populismele astea. Incredibil. Băi, n-au cu și să ocupa deja. Nu mai au și să ocupa. Nimic nu funcționează. N-au cu și să ocupa. Înțelegeți? Mai departe. Mi-a plăcut încă o chestie. Când a opcat-o difunt pe Gavriliță, că deși l-a pus șef la EGP pe ăsta, cum îl cheamă, Lilian Carabeț, ca Gavriliță să iasă din nepaniatcă și eu mă bucur. Așa mă bucur că totuși presul ăsta a societății civile, da? Din care activiștilor practic fac parte și eu o leacă, totuși o presat-o pe Gavriliță că iasă și spună că nu, asta este el în funcție vremelnic. Păi, dacă începe Gavriliță să se teamă de druji și începe să numească drujii lor, au ajuns la putere în funcție vremelnic, știți că totuși noi șansă avem să schimbi băieți. Înțelegeți? Și că de trebuie să-i presăm. De trebuie permanent pe Facebook să scriem, pe internet să scriem, toate caseacurile lor. Și că așa să iasă și să declare casele, nu o să-și pună neamurile în funcție, abia aștept să fie explicații cum verișoarele lui Maia Sandu obținut funcții.
Abia aștept să văd cum au trecut concursurile. Abia aștept. Abia aștept. Și voi cu moldovenismile astea? Și voi cu moldavski business ăsta? Vorbiți despre stil european, american, democrație, Europa, șcăl, babac, faci cum faceți Filat și Dodon și Voronin și Teț. Și cu pricoalele astea? Păi voi, băieți, voi apriteliți-vă. Ori voi schimbați țara sau voi mergeți pricoalele astea moldovenești în continuare. Doamne, Doamne, cât de ieftin, te uiți într-o parte, cât de ieftin. Păi, băieți, eu am senzația că la noi, cu fiecare guvernare, pe noi tot vin și ne conduc oameni mai mărginiți și mai mărginiți și fără fantezii și fără creativitate, fără un scop real de a schimba țara, fără niște fapte reale de a schimba ceva, promisiuni, povești. Tu mă, catlete! Păi, uite, ghia s-o pus tăți în capul lui Stoianov, mă, șalaiba. Doamne, puste! Variante! Păi nică concret. Înțelegi? E că eu vă dau un exemplu. E că uitați-vă, că voi să înțelegeți. Minim o sunat niște băieți. Că știți că eu am făcut un anunț cu, ca vreau să creez o asociație de cu prisacare. Fiindcă ca să mergi la export, tu trebuie să ai un volum mai mare de mere. Și să creează asociație. Adică ca să avem, ca să discut cu tine rețele mari de magazine și așa mai departe. Trebuie să ai volum mare de mere. Și mi-au sunat niște băieți care îmi spun: domnul Igor, cu domnul Igor cu mine se adresează. Băi, avem presac tot, au câte 150, 100 și ceva, 104, băi, tineri, cu mult mai tineri ca mine. Câte 150 de știubei, au strâns o roadă enormă, fiindcă se ocup foarte profesionist, am niște tehnologii noi, chiar am să merg la dânsă să văd despre ce-i vorba. Și ei mă sună pe mine, iau și ești problemă cu ștaichii meu. 40 de lei kilogramă de mere. Iau 3 tone de mere. Domnule Igor, ajută-ne. Ajută-ne să scăpăm de mere. Noi vrem să intrăm asociați. Noi știm să lucrăm. Noi știm să producem. Noi nu știm ce să facem cu marfă. Vrem tot să facem ștubeie. Vrem să mărim prisaca. Dar toți forțămanii ăștia numai vin să ne iei marfa degeaba. Alaiba. Lasă-l pe Stoianoglu în pași. Ajută-te, ajută oamenii. Ajută ca prisacare. Ajută agricultori. Tu vorbești engleză. Ai stat în New York. Caută piață de desfacere, frate. Nu sta și împuță aerul pe Facebook. Fel de fel de postări de show. Ești deputat. Ai pașaport diplomatic. Ai port să-l deschizi peste tot în lume, la toți guvernanți. Tu te băi, frate, și caută, rezolvă piața de desfacere, să intri în istorie. Ai să faci măcar ceva pentru pământul ăsta și pentru țara asta. Lasă-l pe Stoianoglu în pașe. Creează condiții. Înțelegi? Și asta trebuie să facă oricare om din parlament și mai departe. Faceți ceva, fraților, pentru țara asta și pentru oamenii ăștia. Că atunci eu țin minte că la alegeri își dă numai pe Norhei pe sat. Te duci la prășit și la nu știu ce. Continuă în continuare stilul ăsta. Tu și vorbești cu oameni, ajută-i, fă ceva, cumpără măcar o bancă din ieri. Că eu am senzația că voi ocultăți fumați iarbă. În parlament, în ministeri și peste tot. Și aveți niște găliulici. Păneate n-aveți pe ce lume sunteți. Voi nu înțelegeți că noi, sau mai devreme sau mai târziu, în octombrie sau în noiembrie, țara iar se închide, băieți. Iar o să fie val de pandemie. Voi să vedeți și prietură să avem noi la produsele alimentare, măcar că suntem țara agrară în primăvară. Nici a voștri 2.000 de lei, nici 4.000 de lei nu o să vă scăpe. De ce? Fiindcă pandemia asta i-a pus pe burtă pe toți în toată lumea. O să fie neajuns de marfă. Și o să crească prețul la bursă, credeți-mă. Și normal, ca să duc toată marfa asta în Europa și în America și în toată lumea civilizată.
Înțelegeți? Eu sunt de acord că Stoianoglu trebuie să plece, fraților. Eu nici într-un caz nu pentru cei că Stoianoglu trebuie să rămână. Dar vă spun eu încă o dată, nu e asta problema numărul 1. Nu o să duc Stoianoglu, o să vii altul în locul lor, lui. Și procurorii ăștia o să lucreze. Voi nu înțelegeți că ei sunt aparte. Practic nu există pârghii de influențat asupra lor. Voi înțelegeți sau nu? Asta se numește găsudarstvă în găsudarstvă. De așa a fost sistemul creat ca să fie independent. Justiția, cine creează legile și cine le îndeplinește și cine urmărește. Să fie absolut structuri diferite, independente. Așa funcționează în toată lumea și în America. Tot procurorul este independent. Voi trebuie să înțelegeți, așa e normal. Numai că la noi cu cumetri, cu druși, cu variante. Și asta a fost și exemplu pasului. Voi și vreți. Pasul și-a luat și lucrul făcut la alegeri. Și ca consilier la Maia Sandu, tata deputat în Parlament. Unde e deputatul ăsta acum? Unde sunt ideile lui? M-ați înțeles? Neamuri. Și voi vă mai mirați că Stoianoglu nu vreți să ducă. Dar voi și exemplu îți dat. Unii sunt oameni competenți care trebuie să-i aduceți din diaspora, băieți tineri cu succes, cu rezultate, care lucrează manager pe la structuri internaționale, oameni de succes care au făcut studii acolo, cu ajutorul părinților. Nu trimiși de stat cu Maia Sandu și Gavriliță. De statul moldovean. M-ați înțeles? Deși nu i-ați luat pe dinși acum în Parlament să fie să vă schimbi viața. Că ați vrut a voștri. L-ați vrut pe Nantoi, care au fost în mai mult parlament decât parlamentul au fost în Moldova, care se ocupă de 30 de ani prin Istrovia și tot arahat suntem. Pe ei s-a l-ați vrut. Pe Davidencu ați vrut-o. Care boșie că ei și doamne ferești și presată în Moldova că nu de voie nimeni să vorbească limba rusă. Pe asta ați vrut-o. Și voi vă mirați că nu se duce Stoianoglu. Dar de ce duc Stoianoglu? Adică voi v-ați băgat din neamurile voastre în parlament și vreți băgați acum neamuri și în funcția de procuror general? Și nu vă place? Dar Stoianoglu e găgăuz, el e o piortă. El asta știe cum știu și eu. Noi știm toți că voi toți sunteți cu pufușor pe botișor, ca și Stoianoglu. Și Stoianoglu știe că voi sunteți cu pufușor pe botișor. Păi de ce? Aici te trebuie să dai la o parte ca să vie alt cu pufșor pe botișor. Nu merge, fraților. Voi singur ați făcut rahatul ăsta. Când ați făcut listele pentru parlamentare. Vă o să vă iasă pe ochi asta. Țineți minte, tovarășii din PAS. O să vă iasă pe ochi rahatul care l-ați făcut la parlamentare. Pe ochi o să vă iasă. Nimic nu o să primească la voi. Absolut nimic. Zero. Zero. Și nu o să aveți nici o susținere, nici la Uniunea Europeană și nici de la americani. De ce? Că ei nu sunt proști. Ei nu sunt proști, îi văd ce faceți voi. Dar voi îmblați cu preșul, voi îmblați cu catlete, voi îmblați cu anecdoate. Eu nu văd nimic de urma voastră. Absolut! Schimbați șeful de la care se ocupă cu susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. Ia că și trebuie să schimbați voi. Schimbați-i ca pe ăștia. Dezbăierați-vă de imunitate. În primul rând, băgați-vă la pușcării pe a voștri. Aici nu trebuie să ajungă șef la EGP, dar în pușcării trebuie să ajungă. Ați înțeles? Și e că atunci, nu numai Stoianoglu, dar atâte râsurile au sfugă de la conducere. Dar atâta timp când voi băgați alții ca și dinși în locul lor, nu o să funcționeze nimic. Dar peste 2-3 luni de zile, toți ăștia care încă vă susțin, nu o să aibă ochi să vă vadă. Credeți-mă, o să fiți blăstămați în 7 generații. Credeți-mă, o să fiți blăstămați că v-ați folosit de naivitatea oamenilor. V-ați folosit de băieții din diaspora. Acum le-ați făcut țârc. Le-ați făcut țârc așa. Eu v-am spus încă 7 puncte încă când era grupul cealaltă. Ce aveți de făcut pentru băieții din diaspora? Ce ați făcut voi? Le-ați făcut dreptul să votez cu o buletin? Asta voi să fie pentru băieții din diaspora? Și am și le faci țârcuri? O să vedeți pe jumătate de an. Vă o să vă și rușine să deschideți Facebook. Vă o să vă fie rușine
să intrați în Facebook. Alaibă, nu știu, o să șteargă profilul. Incompetența voastră este prea mare ca să o poți ascunde. Eu n-am vrut să vă critic, fiind deja sunteți la guvernare. Asta eu, în a 12-lea ceas, vă spun că voi totuși aveți șansă să vă reveniți și dacă nu aveți minte voi să schimbați țara, măcar și să angajați subalterni care într-adevăr să vă ajute să schimbați ceva în țara asta și să vă apucați de treabă. Că simularea asta care o faceți voi acum, ștircul ăsta pe la piață cu pătlăjele Maia Sandu, crândul la vamă, băi băieți, asta prinde numai la proști. Oamenii hâtri râd de chestiile astea. Oamenii hâtri, oamenii care gândesc, la așa ceva nu pun botul. Că asta arată, cum să vă spun vouă, băi, asta înseamnă prostie omenească, n-are margini. Mare brânză, Maia Sandu și-a cumpărat pătlăjele. Am mai văzut noi la al vostru Vălat Filat. Cătlete de genul ăsta. Băi, asta are priză la proști, băi, oameni buni. Sărit cu parașuta, pătlăjele la piață, statul în rând. Cu asta trebuie să iasă în evidență președintele țării? Cu asta? Incredibil. Eu mă gândeam cu altceva. Dar cu asta, și văd că poporul trage din, bate din palme, înseamnă că poporul ăsta vrea să vă fie de bine, frațor. Să vă fie de bine. Dacă vouă așa ceva vă place, atunci să vă fie de bine. Înghițiți, bucurați-vă și o să vedem. Înțelegeți? Băieți, asta nu-i critică. Vreau să fie clar. Asta ce fac eu acum nu este critică. Asta este constatare ce se întâmplă. Asta este constatare ce se întâmplă. Înțelegeți? Și eu mă rog la Dumnezeu să ajungă mintea la cap, la flăcăii ăștia din pas și fetițele ăștia din pas și să puși țara de coarne și să înceapă să fac ceva. Să înceapă să înconjoare cu oameni profesioniști care să-l dea sfaturi, să le explici cum funcționează economia, să le explici ce înseamnă relații diplomatice, să le explici foarte multe lucruri care idei n-au cum lucrează, fiindcă ei au fost toată viața șestiorși. Înțelegeți? Oameni, asta se numește исполнительные люди. Ca să conduci, trebuie să fii conducător. Asta înseamnă să ai experiență. Înțelegeți? Asta înseamnă să știi să iei udarul, să iei responsabilitate, să fii creativ, să faci lucruri riscante. Dar nu numai cerc de asta ieftin. Și eu știu de ce vine asta, fiindcă altceva nu știu să fac. Cu păreri de rău. Eu sper că până la anul eu o să revin. Eu foarte sper în asta. Eu am nevoie ca ei să înceapă să lucreze, fraților. Fiindcă eu nu vreau să plec nicăieri. Înțelegeți? Eu îți bag o avere acum în tot business-ul ăsta. Înțelegeți? Și aici nu te poți opri. Și eu tare vreau ca ei să apuce de treabă, ca noi să ne dezvoltăm. Băieți, noi trebuie să pornim economia. Noi trebuie să rezolvăm problema cu ecologia. Noi trebuie să rezolvăm probleme cu infrastructură. Băi, băi, noi suntem în Africa. Dar dacă eu o scal și prin străchin, aici la alții, simplu, ce o să fac? Aici doar stau cu ochii pe dâns. Of, Doamne Dumnezeule! Băi, așa nu mai vreau meciul ăsta. Băi, duceți-vă tăți și dă-i demisia și stoi în oglu și gavriliță. Nu știu, e o idee n-am. Băi, o să fie meciul ăsta. Așa la n-a să ducă. Aiștia vor ca el să ducă. Tu voi înțelegi ce se întâmplă.
Ei, în loc să-l cheme Stoianoglu la cavior, să-l cheme Maia Sandu, de exemplu, știi, ca un om, păi, în viață trebuie să știi să iei lovitura în piept. Indiferent ce se întâmplă, să fii deschis, să fii puternic și să spui, băi, ia vinul la mine. Să așez amândoi, spui, băi, uite, hai ne înțelegem așa. Hersnim. Ce-a fost? A fost 2 ani de zile, n-ai putut lucra, era Dodon, era Filat, asta era Plahotniuc, erau procurorii lui, erau așa. Hai ne înțelegem așa. Gentleman agreement. Cât îți trebuie ție ca tu să arăți că tu totuși ai jâlcă de procuror general și poți să schimbi țara? Stai locul spui, băi, îmi trebuie jumătate de an. Sau un an de zile. Și mai să îți spui, ok, ne înțelegem așa. Dar tu ești găgăuz, om de cuvânt, turc, om cu caracter. Eu îți dau un an de zile. Dar dacă este un an de zile, tu nu rezolvi probleme și procuratura nu începe să funcționeze, ai plecat. Și gata, problema rezolvată. Deși, voi înțelegeți că acum în război și listea, pasul, nu vreau să numesc Maia Sandu Gavriliță, nu las Stoianoglu să lucreze. Voi mă credeți sau nu? Amu, voi închipuiți-vă. El a început deja niște dosare, niște chestii, niște prostii acolo, da? Amu, voi închipuiți-vă. Ei vor schimbi procuror general. Asta o doresc cel puțin jumătate. Legal. Răspunem că el de acceptă. Până să faci concurs, până mama dracului. Și se întâmplă. Până intră așa la în funcție, trece încă jumătate de an. Ap și mama dracului, nu și procuratura să înceapă să funcționeze peste un an de zile? Și atunci ce ne spun nouă Litvinenko, actualul ministru de justiție? Ce se spune el? Cum soacă să era glavnei buhalter la șor la banc? Asta ce ne spune? Înțelegeți? Ia că de unde cresc cioarele, fraților. De ce eu vă spun? Eu nu susțin pe Stoianoglu. Zduc și el în mama dracului cum s-o dusteți. Dar, fraților, nu e așa de simplu să pui om în funcția asta și să pornească mecanismele, mai ales că Stoianoglu îi cunoaște pe toți. El singur a spus că a schimbat vreo 30 ceva de procurori pe raioane. Am închipuiți-vă că vine alt nebun și faci fix și ești tot 2 ani de zile nu o să fie rezultat. Și ce o să spui nouă atunci pas? Zatoia nostru. Faceți băieți câte o repost la urmă, mai puneți câte un like. Mi-a cumpărat un kilogram din ieri. Se termină. Doar dacă am să mă duc la băieți, să văd și mieri au, să văd și băieți. Și cred că am să-i ajut să-și vândă mieri. Trebuie să văd întâi ce mere. Băi, câți băieți de treabă sunt în țara asta? Tot a fost pe la zarabot, tot a zis din diaspora, tot a fost și lucra și pe Moscova și peste tot. Au venit, au investit bani, au făcut pe sac. Și acum șmecheri. Sau șmechera este acolo una, șmechera. Așa că băieți, eu am să încerc măcar să fac ceea ce pot să fac eu. Fiindcă eu tot am pretins să fiu deputat. Și pentru mine este foarte important să am rezultate. Băieți. Pentru mine era acum foarte simplu să iau cătrafuță și să rup sau în Israel, că am oferte. La bani buni. Dar asta să arăt ca dracu. Credeți-mă. Și plus, chiar nu vreau să plec. E greu aici, e foarte greu. Să muncești foarte mult la țară. Băi, dar primesc o plăcere nebună, vă spun sincer. Am plămădit materialul pentru viitoarea medavuhă. Băi, fraților, am să fac câteva variante. Acum vă spun despre business-ul meu. Acum am pus prasadele cu miere. Știți că zahărul e catalizator și de tărie. Apoi că acum fac medavuhă din prasade, adică prasade cu miere de albine, adică adhod. Mai departe o să fie prasade cu struguri și prasade prune. Ansamblu, 3 feluri. O să fie
Leo mie îmi spune, zic, bă, Igor, fă-o deja de 65 de grade și o să meargă ca dezinfectant acum pe pandemie. Eu spun, zic, băi, la mine mi-a dat buhar vreo 60 de grade. Zic, fă-o de 65. Pentru ce oamenii să folosească tetele treburile astea pe bază chimică? Zic, hai să-l dai tu mi-a dat buhar de atașa, o să trochească de însă. Asta așa ca să vă ridic dispoziția. Vreau rețeta și eu. Fraților, voi trebuie să înțelegeți, rețeta o e la taică meu. Eu îndeplinesc. El îmi spune și să fac. Băi, eu nu mă pricep la nica, nici la alghin nu mă pricep. Ca să știți. Eu l-am ajutat pe taică meu să-și vândă miere. Înțelegeți? Deci eu pur și simplu cunosc așa, pe din afară, fiindcă totuși de 30 de ani avem albin și eu ceva cu urechile am auzit. Dar eu tot acum am să învăț, ca voi să știți, eu tot acum învăț albinaritul. Știu bine, eu știu să fac eu să lemnar, eu pot să fac orice din lemn. Mi-a dat certeșul și eu l-am desenat, adică nu-i problema asta. Dar mi-a dat buhă, o fac fiindcă vă spun că eu mă bag în agroturism. Și cu ce servesc oaspeții? Sigur că mi-a dat buhă. Dacă am să mă bag, dacă o să fie încă mere de vânzare, vă promit că la următoarea ofertă, dacă am să vând mere încă, o să meargă bonus jumate de litru de medabuh. Mulți au primit deja. Mulți au primit și le-a plăcut foarte mult. Dar asta vă băieți să răbdați o săptămână, două, până eu am să mă lămuresc. În primul rând să mă lămuresc ce mai avem noi din mere, de-a noastră. Și să vedem cu băieții, am să mă întâlnesc, să văd cu ce pot să-i ajut pe dânși. Și dacă am să fac un live cu dânși, o să-i vedeți, o să vedeți prisaca lor, cum ați văzut-o pe mea, o să vedeți prisacare. Și o să încercăm să ajutăm pe băieți, că tot vor să facă ștubeie. Îi ajutăm să vindem mierea lor și eu pe urmă să le fac o ștubeie. Așa că, fraților, haideți să ne implicăm, haideți să fim activi, haideți să facem ceva. Băi, nu se mai poate așa de trăit. Și vă spun încă o dată, eu nu critic pe nimeni. Fiindcă n-are rost. N-are rost. Ei deja sunt la guvernare pe 4 ani. Critica mea nu o schimbe nimic. Critica mea poate, sau constatarea care o fac eu, poate numai să-i ajute, fiindcă eu am nevoie, ca la dânși să fie totul bine, băieți. Eu, în primul rând, fiindcă mă implic în afaceri în Moldova, am nevoie că la Partidul PAS, la Maia Sandu, la Gavriliță, la Stamati, la Grosu, să fie totul bine politic, adică să aibă succese, fiindcă eu știu că asta e legat și viața mea. Fiindcă eu n-am pensie, să n-am salariul la stat, eu o să om de afaceri. Asta tot, albinăritul, băi, să tot este afaceri. Să faci tubiei, lemnăritul, tot este afaceri. Deci eu sunt persoana care sunt cointeresată ca la Partidul PAS să fie totul bine și foarte bine. Deci eu dacă și critic, asta numai cu intenții bune ca să fie clar. Credeți-mă, fiindcă eu dacă și-am să merg în politică mai departe, asta n-are nică una cu alta. Fiindcă oricum, la momentul actual, eu depind de politica care o duce Partidul PAS. De atâta, e dacă o să facă lucruri bune, eu am să fiu primul care am să ies și am să laud. Credeți-mă. Pentru mine, voi doar știți, eu i-am criticat pe toți, eu i-am laudat pe toți când o meritat și așa mai departe. Deci eu nu e acum când fac un interes politic și nu știu ce, nu, fraților. Eu pur și simplu depind de politica lor, de comportamentul lor, de rezultatele lor. Ca om de afaceri, eu depind. Deci eu mă rog ca la dânși să fie totul bine. Și cu asta închidem live-ul de azi. Vă doresc o seară bună. Samagon, dar să Igor Dur Dom, o să fac samagon. Nu samagon, fraților. Samagon nu sună urât. Хотя и în limba rusă la noi e țuică se numește în română. În limba rusă samagon samagăneați. De asta e samagon. Dar în limba română e țuică, țuică de prune, țuică de păr, adică de prasad, țuică din vin. La noi e corect e țuică. Da, e bună. Bine, fraților. Seară bună. Sper că nu v-ați supărat tare pe mine că v-am criticat idolii, dar ce nu se vede și nu se...
toate programele, nu știu. Bine, fraților, de criticat trebuie pentru că ei singur doreau să fie. Băieți, eu sper că totuși asta este o critică constructivă, fiindcă eu doar nu i-am jignit, nu, eu am spus lucrurile cum sunt, adică eu sper că data viitoare am să-i laud, cine știe. Este la Costuje, du-te cu politica ta acolo să te trețea. N-am înțeles că acolo. Mai să da. Ce stoi în oglu, fiindcă ascunde bandiții. Ei, băieți, stoi în oglu, e manager. Stoi în oglu nu face dosare, fraților. El conduce. Alți procurori care face dosare. Și unii sunt procurori cei onești, care oricare de înfrânși are drept legal să deschidă dosar, fără stoi în oglu. Așa că, hai să numim lucrurile pe nume. Înțeles? Deci dacă stoi în oglu, dar nu ești niciun procuror și să spună că ia că eu am vrut să deschid dosar pe Platon, sau pe Filat, sau pe Șor, și ia că stoi în oglu, mă tormoze, nu ești nimeni. Atunci cum puteți spuneți voi că stoi în oglu e lăsat? Asta toată procuratura noastră, cu toți procurorii lăsat, judecători, anchetatori, toți băieți. În curând o să înflorească Moldova. Nu, fraților. Nu, real trebuie dat la lucru. Noi nu putem să înflorim. Voi de știți, copacul ca să dea roade trebuie cel puțin 5 ani. E că noi suntem acum în starea asta. Numai că problema este că noi încă nici n-am pus copacul în pământ. Ca noi să așteptăm să înflorească Moldova, noi mai întâi trebuie să punem copacul în pământ. La momentul actual, noi ne învârtim împrejurul gropii și este chip că noi schicăm în groapa asta în locul copacului. Înțelegeți? E drujban cu Platon. Bun. De acord. Băieți! Vă doresc o seară bună. Vă doresc o seară bună. Succes. Și o să vedem, cred că sâmbătă. Azi, pur și simplu, m-a atins conferința lui Stoinoc și de tam hotărât să ies. Sper să ies cât mai rar în live. Sincer vă spun. O dată în săptămână e suficient. Poate la iarnă, când mai fi mai mult timp. Că nu sunt mor de obozală. Bine, fraților. O seară bună la toți! Salut! Toate bune, succes!